Senatul a aprobat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 60 pe 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima Casă, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia. Printre noile reglementări se numără modificarea titulaturii programului Prima Casă 2020 în programul O Familie, O Casă, introducerea pragului de venit pentru beneficiarii programului. La data solicitării creditului garantat, veniturile nete lunare ale beneficiarului individual sau ale beneficiarului împreună cu soțul sau soția după caz nu pot depăși valoarea de 4.500 de lei. Pentru familiile cu unul sau mai mulți copii, la data solicitării creditului garantat, veniturile nete lunare ale familiei nu pot depăși valoarea de 7.000 de lei. Proiectul de lege propus de ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici menține avansul minim de 5% din prețul de achiziție al locuinței. Prețul de achiziție este maximum 70.000 de euro, iar valoarea finanțării garantate este de maximum 66.500 de euro. Proiectul a fost adoptat de Senat cu 72 de voturi pentru și 10 abțineri. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова